Vremea extremă continuă și în orele următoare. Peste jumătate din țară se află sub cod portocaliu de ploi, vijelii și grindină. În paralel este în vigoare un cod roșu de caniculă valabil pentru sudul și estul țării, acolo unde temperaturile au depășit 40 de grade Celsius la umbră. De mâine însă România va fi lovită de un șoc termic, temperaturile scad brusc, astfel că în capitală, de exemplu, termometrele nu vor arăta mai mult de 28 de grade Celsius în condițiile în care azi noapte au fost 24. Este în legătură direct cu noi chiar acum directorul ANM Elena Matescu, în direct cu prognoza actualizată. Bună ziua, doamna Matescu! La ce să ne așteptăm pentru ziua de mâine? Bun găsit! Mâine o scădere radicală a regimului de temperaturi. Într-adevăr, vorbim de maxime care la scara întregii țări se vor situa între 18 până la cel mult 27-28 de grade Celsius în extremitatea de sud a țării. Vorbim și de o atenționare meteorologică de cod galben pentru sudul, sud-estul țării. Privind fenomenele de instabilitate, vor mai fi de interes intensificările de vânt cu viteze de 55-65 de km pe oră, local averse torențiale de 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De altfel, instabilitatea va fi în diminuare comparativ cu ceea ce astăzi vom semnala în cea mai mare parte a țării, acolo unde avem în vigoare o avertizare meteorologică de cod portocaliu până mâine dimineață la ora 2, ce vizează instabilitatea atmosferică accentuată, intensificările de vânt, vijeliile și izola căderi de grindină. Și vorbim de viteze la rafală ale vântului de 70-90 de km pe oră, izolat peste 100 de km pe oră, în special în Oltenia, Muntenia, în vestul Dobrogei, în timp ce în Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei este posibil să consemnăm cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 50-60 de litri pe metru pătrat, iar în sud-est vorbim în continuare de val de căldură persistent, caracterizat prin valori la umbră de 40-42 de grade Celsius și indice de disconfort termic deosebit de ridicat. De altfel, am consemnat deja la ora 16 valori la umbră la foarte multe stații din partea de sud-est de 41 de grade Celsius, inclusiv în capitală, și vorbim și de indice temperatură umezeală care a depășit pragul critic de 80 de unități în aceste areale și, ceea ce este foarte important, temperaturile resimțite au atins chiar 46 de grade. Doamna Matescu, mulțumim foarte mult pentru aceste informații.